A început înscrierea la facultăți în cea de-a doua sesiune de toamnă. La Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu au mai rămas puține locuri după sesiunea din vară. Din acest an, Unitatea de Învățământ Superior din Gorj va avea și cursuri pentru studenții străini. Universitatea a reușit să atragă tineri din mai multe țări non-UE care au aplicat pentru programul de învățământ la Târgu Jiu. Primul an este de învățare intensivă a limbii române. Organizăm anul pregătitor pentru învățarea limbii române ca o limbă străină și avem 50 de locuri acreditate atunci când am acreditat acest program. L-am acreditat cu 50 de locuri. Pentru aceste 50 de locuri am avut peste 200 de aplicanți în sesiunea de vară. Acum am reluat sesiunea de toamnă, dar am reluat sesiunea de toamnă pentru doar 3 locuri, pentru că am avut peste 200 de aplicanți, cum spuneam mai devreme. Cei mai mulți sunt din spațiul Maroc, pe primul loc, peste 90%, urmați de Tunisia, Bangladesh, Siria și Pakistan. Am rulând programul de admitere, pentru că și ei au candidat tot pe baza performanței obținute la finalizarea liceului, și rulând programul am admis 50 de candidați. Pentru aceștia am trimis dosarele, pentru că asta este procedura, am trimis dosarele la Ministerul Educației, iar Departamentul de Relații Internaționale din Ministerul Educației ne-a emis scrisori de acceptare pentru 47 de studenți internaționali. Taxele anuale pentru studenții străini sunt de până la 3.200 de euro la specializările din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Taxa este undeva între 2.300 de lei și 2.300 de euro pe an și 3.200 de euro pe an, taxa fiind diferențiată în funcție de programul de studii pentru care se pregătește studentul. Dacă se pregătește pentru program de studii în inginerie, taxa este undeva în jur de 2.700 de euro. Dacă se pregătește pentru un program de studii de științe economice, să zicem, taxa este de 2.300 de euro. Iar dacă se pregătește pentru asistență medicală generală, taxa este de 3.200 de euro pe an. Și ea se achită integral înainte de a le trimite noi scrisorile de acceptare. Universitatea asigură și locuri de cazare pentru studenții străini contra cost într-unul din căminele instituției.